În ciuda ocupației ruse, locuitorii unor orașe ucrainene au ales să iasă în stradă pentru a-și arăta nemulțumirea față de prezența trupelor rusești în Ucraina. Civili nenarmați i-au confruntat pe soldații ruși și nu s-au lăsat intimidați de focurile de avertizare ale acestora. Au fost proteste de stradă în orașul Melitopol, unul dintre primele centre urbane importante ocupate de armata rusă. Soldații ruși au tras în repetate rânduri focuri de armă în aer pentru a-i speria pe protestatari, însă fără succes. Un protest a avut loc și în orașul Herson, ocupat zilele trecute de armata rusă. Și aici, soldații ruși au încercat să-i sperie pe protestatari cu focuri de armă trase în aer, însă fără succes. Ba la un moment dat, un bărbat cu un steag ucrainean a reușit chiar să se suie pe un tab rusesc în uralele mulțimii. Un protest de mică amploare a avut loc și în localitatea Berdniansk, aflată în apropiere de Mariupol. Ucraina, ponad usse!